Bună ziua! O explozie s-a produs în urmă cu puțin timp în centrul Ploieștiului, în zona catedralei din municipiu. O persoană a fost rănită în urma deflagrației. Potrivit ISU Prahova, explozia a fost urmată de un incendiu. Victima nu ar fi suferit răni de natură ai pune viața în pericol, însă la fața locului au fost mobilizate mai multe mașini, mai multe autospeciale de pompieri, printre care echipaje MURD, un echipaj de descarcerare, o autoscară mecanică și două echipaje de pompieri. Potrivit ISU Prahova, nu se impune deocamdată evacuarea blocului, probabil nu va fi nevoie. Explozia a avut loc la etajul 7 al blocului. După cum puteți vedea și în imagini, pompierii prahoveni sunt la fața locului. Așa cum spuneam și la începutul transmisiunii, a avut loc o explozie la etajul 7 într-un apartament, într-un bloc situat în apropierea catedralei din centrul Ploieștiului, undeva pe Bulevardul Republicii, în spatele blocurilor care au fața spre bulevard. O persoană a fost rănită, a suferit arsuri. ISU Prahova intervine în aceste momente cu mai multe autospeciale, printre care un echipaj de descarcerare, o autoscară mecanică, două autospeciale de stingere a focului. La finalizarea intervenției, pompierii vor stabili, cel mai probabil este vorba de o acumulare de gaze, însă este de vreme să ne pronunțăm noi cu privire la acest lucru. Explozia s-a produs în zona blocului care pe unde este clinica Regina Maria. Colegii din redacție publică în timp real informațiile pe care le primim de la autorități cu privire la acest eveniment. O persoană a fost rănită în urma exploziei. Explozia a fost urmată de un incendiu. Se vede pe imagini, atât cât se poate, fum încă iese din balcon. Vă reamintim că în urmă cu aproximativ 15-20 de minute o explozie s-a produs într-un apartament situat la etajul 7 al unui bloc de pe Bulevardul Republicii din Ploiești. În urma deflagrației, o persoană a fost rănită, a suferit arsuri. Foarte important, ISU Prahova anunță că nu se impune evacuarea blocului. Șase echipaje ale ISU Prahova intervin în aceste momente pe Bulevardul Republicii din Ploiești, unde o explozie s-a produs într-un apartament situat la etajul 7 al unui bloc. O persoană a fost rănită, a suferit arsuri. La fața locului sunt
echipaje sunt murd, este un echipaj de descarcerare, sunt două auto speciale de stingere a focului și o autoscară mecanică. Persoana rănită este în aceste momente dusă la ambulanță. Este vorba de o femeie. Cel mai probabil explozia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze. Explozia s-a produs pe Bulevardul Republicii din Ploiești, în zona Catedralei. Persoana rănită este o femeie în vârstă de aproximativ 55 de ani, care din fericire a reușit să ajungă la ambulanță pe propriile picioare. În urma evaluării, medicii vor decide dacă este necesar transportul acesteia la spitalul județean. Reamintim că luni, în jurul orei 11:30, o explozie urmată de incendiu s-a produs pe Bulevardul Republicii, într-un apartament situat la etajul 7. O persoană, o femeie, a fost rănită, a suferit arsuri în urma deflagrației, însă a ajuns la ambulanță pe propriile picioare. Medicii urmând să stabilească dacă este nevoie să o interneze sau nu. Explozia a avut loc în Ploiești, pe Bulevardul Republicii, într-un apartament situat la etajul 7, mai exact în zona Catedralei. În aceste momente, pompierii se pregătesc să înlăture efectele incendiului. Probabil au ars mai multe elemente de mobilier. În aceste momente, victima este evaluată medical de personalul SMURD. Cauza incendiului și a exploziei nu a fost comunicată în mod oficial.
După stingerea focului și înlăturarea efectelor, pompierii vor stabili de la ce a pornit explozia, însă cel mai probabil este vorba de o acumulare de gaze. Două auto speciale pentru stingerea focului au fost mobilizate, o autoscară mecanică, un echipaj de descarcerare și o ambulanță SMURD.